vreau să vă spun cum am cunoscut-o pe acum sora Rebecca. În pandemie, dacă știți, era o soră la Deș care avea 12 sau 13 copii. 13 copii. Aia era sora ei. Și soțul ei a murit. Avea un jumătate de pământ sau așa ceva. Sau, cu COVID pe atunci a murit. Și eu m-am dus până atunci la Deș, am dus ceva acolo și am luat o fată de la ea ca să mai joace copii, nu? De exemplu, e mai ușor un pic. Și când a venit după ea, zice, ar vrea să vin și la masă. Mai era cu un Rebecca, care e aici și ea. Și îmi spunea, zice, dar are cu sora ei din Spania și nu-i pocăit. Zice, păi mai, eu iubesc și eu primesc și fac. Dar vă spun, atunci arăta cu părul colorat. Voi nu înțelegeți ce au spus ea. Nici eu n-am înțeles. Tot felul de sârmulițe, până limbă, până nas, până sprâncene, părul colorat. Parcă era puiului ălălalt. Și nu vinea să cred cu tot felul de afaceri în Spania, cu restaurante, cu tot felul. Că Domnul poate să scoată așa. Marina, Domnul spunea să spună că la Domnul e totul lor și descoperi. Dar Domnul spune tot. Întărești, o Doamne, și te recuvinte. La început, da, când am ajuns la vârsta de 14 ani, am ajuns în Spania. La 16 ani am început munca și lucram în discoteci, cluburi de noapte. La 19 ani am deschis discoteca mea, mi-am deschis restaurantul meu și acolo am început păcatul cel mai... Am trăit cu, dacă v-am spus Romani 1, nu știu dacă mi se permite să spun cuvinte, dar am trăit cu o femeie mulți ani de zile. Acolo a fost multe, am trăit cu vrăjitori care îmi făceau vrăj asupra trupului meu și minții mele ca să fac tot felul de lucruri. Diavolul s-a folosit de ei, dar când un vrăjitor a vrut să-mi facă un vraj, a zis că nu poate să-mi facă, fiindcă am pe cineva care mă protejează foarte mult. Și nu poate, nu putea să-mi facă nimic. Și am călcat foarte multe, în cel mai blestemat păcat, nu se poate spune altfel, droguri. Am vrut să-mi iau viața, drogurile erau zi de zi. Stricam bani de 500 de euro pe zi. Pe zi. Îi stricam pe droguri, pe alcool, pe tovarăși. Și a doua zi, că nu mi-aduceam aminte de ce am făcut, unde am stricat banii, ce am făcut cu ei, vineam și spărgeam casa. Mă băteam, băteam foarte mult. Băteam oameni. Fiindcă diavolul era... Am făcut multe lucruri așa, lupte și nu știu cum să vă spun să nu jignesc pe cineva, să... Puteare, Doamne, părăiește Iisus. Da-i cuvinte. Și am fost căutată de poliție 8 ani de zile. Plecam din Spania și nu puteam să ies din Spania, fiindcă eram în busca și captura. Nu știu să vorbesc bine românește în sensul ăsta. În căutare și urmărire, da. Și când eram în aeroport în Spania, în Madrid, și vreau să vin în România, dar când am ajuns la aduana, mi-a spus că nu pot să trec granița, fiindcă sunt căutată de guvernul spaniol. Duceam droguri cu mașina și umblam cu tot felul de mafie. Atunci am spus că de ce mă caută, mi-a spus că mă caută judecătoria din Madrid pentru un trafic. Și atunci am sunat pe cineva care era un prieten de-al meu, care era polițist și am spus că uite ce se întâmplă. M-a lăsat să plec, că a vorbit el cu... Asta l-a fost mâna lui Dumnezeu aici, nu cu oamenii. Am trecut, am venit în România, dar n-am putut să trec până n-am luat bilet dus întors. Să știe că pot să, trebuie să vin și înapoi. Că dacă nu m-a lăsat să ies din Spania. Și
am venit, dar când am ajuns aici, românii nu mi-au zis nimic. Dar când am ajuns înapoi, iar mi-a spus. În Spania, iar mi-a spus că o să mă prezint la judecătorie. M-am prezentat la judecătorie, dar mi-a spus că nu mă caută nimeni. M-a dus la altă judecătorie, mi-a spus că nu mă caută nimeni. Zic, dar atunci de ce spuneți că nu pot să fie în Spania, că am căutare, sunt interpol. Da, cu interdicție. Și mi-a spus că nu mi-a iasă nimic. M-am dus la un guardia civil, că acolo se cheamă guardia civil, așa mai mari, ca militari. Și el mi-a spus că da, într-adevăr, noi te căutăm, nu Poliția Națională. Noi te căutăm pentru asta. Și mi-a spus, aici aveți dosar, e lichidat, e șters. Zice, da, dar pentru noi nu. Acolo am lucrat mâna Domnului, mi-a arătat Dumnezeu. Atunci am început eu, Dumnezeu mi-a vorbit, când am venit la fratele Doru, Dumnezeu mi-a vorbit printr-o soră, la sora mea Lidia acasă, că dacă nu-l chem pe Dumnezeu așa cum sunt, că El mă ascultă, că eu eram plină de podoabe, deci aveam, dacă vă arăt poze, nici nu mă cunoașteți, nu știți dacă cine-i. Aveam părul, trebuie să mă gândesc un pic să vorbesc românește, dar am să mă gândesc. Eram rasă, doar cu părțile astea și cu părul în față, toate felurile de culori, cercei, în gene, în limbă, în nas, în buric, în peste tot. Să spun tot, trebuie să spun tot atunci. Și în fiecare săptămână îmi schimbam lucru. De lucru mă schimbam în fiecare săptămână. În fiecare săptămână eram altă persoană. Ca să nu, cu ce mă ocupam eu, eram altă persoană. Aveam discoteca mea, în restaurantul meu, mă duceam la restaurant la muncă, aveam lucrătorii mei de acolo, mă duceam noaptea, toată noaptea la discotecă, la muncă. Munceau lucrătorii, dar eu eram toată noaptea acolo. Toată noaptea eram drogată, toată noaptea eram băută și dacă nu luam doza care trebuia să o iau, mă făceam crize. Deci mă făceam și mă băteam. Dumnezeu m-a scos din întuneric foarte mare, într-o groapă foarte adâncă, care nimeni nu mă putea scoate de acolo. Nu este mână de om care mă scoate de acolo. Eu fumam fiecare zi, fumam și marijuana, dar nu știu ce e. Deci fumam fiecare zi câte 7-8 țigări, că se... Fumam pe zi și dacă nu fumam, făceam crize. Culeam pe Dumnezeu, dădeam prilej la alții să culească pe Dumnezeu. Și eram dintr-o familie de pocăiți. Îmi culeam familia, fiindcă erau pocăiți. Familia mea, am un cumnat în Spania, spunea, tu, Rebecca, ce ți-am făcut noi? Și spunea nimic. De ce ne culești? Fiindcă nu-mi place asta. Familia mea. Dumnezeu a schimbat viața mea, să fie Domnul. Cuvinte umane nu se poate descrie, numai dacă Dumnezeu l-a putea așa, așa, să vadă un întuneric și lumina care are. Fumam și într-o seară, când Dumnezeu mi-a vorbit, eu mergeam, începeam să mergeam, să merg la biserică după ce mi-a vorbit Dumnezeu, că dacă nu-l chem așa cum sunt, diavolul caută să-mi ia viața, să mor nemântuită. Eu atunci am început să... Dumnezeu mi-a început să lucreze la inimă. Și lucra la inimă, lucra într-un sens, mi-a făcut frică. Cum să mor eu nemântuită și nu văd pe mama? Mama mea a murit în 2014 și când a murit mama mea, m-a făcut mai via. Atunci am blestemat pe Dumnezeu și am zis că de ce mi-ai luat cel mai scump? Și, dar Dumnezeu știe de ce face lucrul ăsta, că fratele meu mai mic s-a întors la pocăință și moartea lui mama. Și îmi suferă la Dumnezeu. Atunci m-am răzvătit mai tare, m-am făcut mai grea, umblam... Eram roba satanei. Ce zicea satana, aia făceam.
Da, slăvit să fie Domnul, dar mă vreau să fac ce zice Domnul. Amin! Amin! Am început, când am venit înapoi în Spania, Dumnezeu mi-a vorbit, când m-am dus înapoi în Spania în 2014, Dumnezeu mi-a vorbit să mă întorc la El. Eu am uitat de toate. Am făcut niște făgăduințe și le-am uitat. Făceam și Dumnezeu, am venit înapoi și iară mi-a vorbit. Îmi zice, împlinește făgăduințele care le-ai făcut. Dacă nu le împlinești, deci nu fă făgăduințe dacă nu le împlinești. Am uitat iar, iar m-am dus în Spania, iar am uitat. Eu aveam negoții, aveam tot ce vreau, nu lipsea nimic. Dar într-o zi, într-o săptămână, am pierdut tot. Tot. Deci, nu puteam să cred ce vedeam. Dar Dumnezeu a făcut așa lucru ca să pierd tot, ca să ajung în momentul ăla să mă gândesc numai la El. A început diavolul să-mi dea un duc de frică. Frică de nu știam de ce. Că nu aveam frică de nimeni. Nu era frică de nimeni. În viață, de nimeni nu. Numai de Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi-era frică așa un pic, cum ziceam eu. Și odată să am un duc de frică, deci coșmare noaptea, aveam coșmare. Mă trezeam noaptea și coboream jos și băteam la ușă, la cameră, la ușă, cu natia meu și la Sonia și spuneam, măi, nu o să pănesc. Zicea, ce cu tine, să nu mai pot. Uite ce coșmare am. Zice, stai diavolul, pune-te pe genunchi și roagă-te așa. Mă puneam pe genunchi și mă rugam așa, Dumnezeu vinea și mă eliberam. Slăvit să fie Domnul. Amen. Amin. Mergi și fie. Amin. 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 Mi-a fost iară, mi-a vorbit Dumnezeu iară și mi-a spus că da, că diavolul îi pe urmele tale și caută să-ți bage un duc de frică, dar eliberarea nu face omul, face Domnul. Glorie! Și Dumnezeu m-a eliberat și de duhul ăsta grav. Slavă Domnului! Mergeam pe duș, mă uitam în spate, dar nu știam de ce mă uit în spate. Mergeam pe duș și eram cu frică. Măi, spuneam la sora mea, uite că s-a uită la mine, uite că s-a face poze. Și s-a zis, tu te duc cap, te duc în cap, mă ziceam. Și așa eram, 2 ani de zile așa am fost. Și Dumnezeu m-a eliberat și de acolo. Fumam și niciodată n-am fumat să plâng. Și fumam și într-o seară am zis așa, Doamne, dacă Tu ești acolo sus și știi totul și ne știi înăuntru nostru, inima noastră, știi tainele noastre, fă ca să am scârbă de țigări. Slăvit să fie Domnul. Aleluia! De-a mult 2 ani, nu mai fumez, nu mai plâng, n-am mai plâng, scârbă de țigară. Mi scârbă de drogul, nu le pot suni, aleluia! Deci Dumnezeu e mare. Aleluia! Slavă! Te scapă! Amin! Când am făcut ultima mărturie în Spania, printr-o soră mi-a fost o lucrare și a zis să mărturisesc, să-l dau pe diavol de rușine, dar să-l fac pe diavolul de rușine. Și prima mărturie care am făcut-o în Spania, am făcut-o în Madrid și am spus, am dat pe diavol de rușine. Atunci mi-a vorbit Domnul și mi-a spus că vor să-mi fac mult rău. Eu cu cine am trăit, că v-am spus că am trăit cu o femeie mulți ani de zile, cu cine am trăit după când au auzit că eu vreau să mă pocăiesc, că nu mai vreau nimic să am cu ea, am început să fac pentru viața mea multe lucruri, minciuni, să fac rău, ca să, deci să am fost, Doamne, dă-i cuvinte, Doamne. Da, deci am fost... Să te facă dependentă de ea. Da, și-a început să facă tot felul de lucruri. Și mi-a fost o lucrare, zice, mi-a fost așa, că zice, te-ai apropiat de un suflet străin, și te-ai apropiat de el, dar te-am scăpat de acolo. Slavă Domnului! Vinea și îmi făcea tot felul de... ca și vrăj. Da. Eu purtam un lanț la gât și dacă știți ce înseamnă mână de Fatima. E o mână cu un ochi și care zice că te protejează lumea. Eu purtam o de asta. Și am eu luat-o și-o făcut vrăj pe ea.
Și eu când mi-am pus-o la gând, eu nu aveam pace, liniște în mine, eram tulburată toată ziua. Gândul să mă sinucid, am vrut să-mi iau viața nu știu de câte ori. Dumnezeu m-a scăpat de acolo. Slavă Domnului! Putere ca să-mi iau. Diavolul a vrut să-mi iau prin altă parte și eu prin altă parte. Deci eram într-o luptă în continuu. Dar Dumnezeu a pus mâna și-o Gloria, spus la Gloria, să fie doar Gloria, 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 germanii, nemți, engleși, e o zonă turistică unde e foarte multă bogăție. Puteți să ziceți că era și cum e Miami Beach. Și stăteam acolo, în zona aia. Eram în zona aia numai păcat, este numai bani, numai la bani te gândești, numai la lucruri de astea, nu te poți gândi la altceva. Dar Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis să mă ies de acolo. M-a scos de acolo și m-a dus în zona Madridului, unde stau acum. Deocamdată, până Dumnezeu mă multă în altă parte. Amin. Așa au fost, mă strămuta. Și m-a dus în partea alaltă și în fiecare zi vorbeam la telefon cu persoana asta și îmi spunea tot felul de lucruri, că Biblia nu e adevărată, că Biblia a scris un om și nu-i om de... că Dumnezeu nu există, că Dumnezeu e mort. Și... îmi făcea tot felul de astea. Mie mi-a spus, mi-a vorbit Dumnezeu și să tai toate legăturile care sunt din trecut. Eu am tăiat legăturile din trecut, am șters numere de telefoane și tot, să nu mai am relații cu nimeni, dar eu în taina mea mă rugam la Dumnezeu ca Dumnezeu să le schimbe inimile. Ca să cunoască că cu adevărat există un Dumnezeu. Și mă rog la Dumnezeu ca să vadă prin mine ce a făcut Dumnezeu. Amin. E un miracol, nu se poate spune cu cuvinte. Cine mă cunoaște, cine mă cunoștea înainte, să mă vadă acum, atunci cu adevărat pot să zic și persoana aia. Să știi că există Dumnezeu. Aleluia! Nu se poate să fie acum așa cum era ea înainte. Eram la ziua modei. Nu știu cum să vă pot să exprim cuvinte, să schimbi tot să-ți schimbi. Eram motoristă, numai motoare umblam. Nu știu cum să vă răspund. Dumnezeu m-a scos din muncă. Ieșeam de la muncă și eram cu motorul și eram la un stop ca să trec autobanda, ca să intru pe autobandă să mă duc acasă. Trebuia să fac un schimb giratoriu, ca să vin înapoi. Și stăteam la stop și așteptam. Și dintr-o dată o mașină din spate a intrat în mine și mă împingea. El cu piciorul pe accelerație și mă împingea pe mine la autobandă. Și o pânere de la motor pe mână și spuneam, ies piciorul. Și o scos capul pe geam și zice, nu pot, sunt blocat cu piciorul pe pedală. Dumnezeu mi-a vorbit înainte și mi-a spus că diavolul vrea să-mi iei viața într-un sens giratoriu. Și mi-a arătat Dumnezeu că El poate și să ridice piciorul de-a mâncărat și omul, când s-a ducovărât Domnul din mașină, au tremurat toți. Zice, te-am văzut în camion. Zicea camionele. Zice, te-am văzut în camion. Zic, eu m-am speriat că nu știam ce se întâmplă, că mă împinge ceva din spate. Dar Domnul slăvie să se întâmplă. Aleluia! Marie Domnului! Slavă Lui! Poate să schimbe orice. Amin! Amin! Dumnezeu acolo! Ce este cu putință, ce este cu neputință la noi la Dumnezeu, este cu putință când am venit la Madrid, avea foarte multe lupte. Eu aveam lupte mental, în sensul că dintr-o dată pierdut totul și nu puteam să cred că cum să pierd, de ce? Și dar Dumnezeu știe de ce, că dacă eu nu pierdeam totul, eu nu eram, nu mă ridicam
și nu mă ridica Dumnezeu, nu putea să mă ridice, nu putea să fiu smerită. Nu putea, fiindcă aveam totul și nu, numai acolo stătea mintea, la tot, la afaceri, la tot. Dar îi mulțumesc în ziua de astăzi, fiindcă am pierdut totul și m-a ridicat spiritual. Aleluia! Deci eram o persoană în Marbella care mă cunoșteau toată lumea. Toată lumea în sensul de că eram, aveam discoteci nove, cine erai când ești un om mare că cunoște toată lumea. Toată lumea mă cunoștea acolo, toată lumea știa totul și aparte de ce făceam eu, mă ocupam și de decorații interioare. Și toată lumea mă cunoștea. Deci să te cunoască toată lumea, să ajungi într-un moment când te cunoști nimeni. Așa a făcut Dumnezeu. Mărire Domnului! Dumnezeu nu poate să facă lucrurile. Dar Dumnezeu să facă lumea cu Dumnezeu. Ridică și Dumnezeu cu voi. Aleluia! Ultimul cuvânt la rei. Slavă! Și mulțumesc ziua de astăzi. Aleluia! Și vă spun la toți tineri. Am 39 de ani. La toți tineri. 40. Ascultați vocea lui Dumnezeu. Ascultați când vă spune, când vă vorbește. Mie mi-a vorbit de mult de jurul la Dumnezeu. Vă trebuie să cad în cel mai adânc mocir, în cea mai adâncă groapă, ca să mă ridice de acolo, să-mi arete că El și Dumnezeu. Și El, numai El poate. Dacă eu, dacă nu mă ridica Dumnezeu și nu m-a ajutat să mă ridic din groapă de unde eram băgată, ori eram într-o pușcărie, ori eram în groapă, deja îngropată. Fiindcă așa a lucrat diavolul ca să fie cu mine. Persoana cu care am stat, a vorbit, a început să vorbească foarte urâte lucruri de mine ca să mă urască toți. Să spună că sunt tot felul de lucruri. Nu se pot expune cu vorbe, fiindcă sunt niște vorbe care nu se pot vorbi. Și când i-am spus, Dumnezeu mi-a vorbit, mie Dumnezeu mi-a vorbit când m-am întors la El, mi-a vorbit foarte mult prin Scriptură. Slavă! Și deschideam, mă rugam și făceam, eu totdeauna făceam niște bilețele. Și ziceam, Doamne, dacă Tu ești acolo și Tu cu adevărat ești, fă să scot biletul ăla, dar în taină mă rugam, ca diavolul să nu știe ce fac. Zice că numai Dumnezeu știe taina. Și ieșea cuvântul ăla și zicea. Atunci mă puneam, mă plângeam și plângeam și ziceam, vai, cu adevărat. Fugeam la cunatul meu și ziceam, cu adevărat există Dumnezeu. Aleluia! Și biletul care i-am zis, numai în taina mea, ca diavolul să nu știe nimic. Și mi-a vorbit într-o zi, am visat, pe persoana asta am visat-o că vrea să mă vândă. Și am deschis descoperirea vânzătorului. Și i-am spus prin telefon, i-am spus, nu vreau să mă duc să vorbesc cu tine, fiindcă persoana care mă duc să vorbesc cu ea, zic, e ca și un camaleon, nu știu dacă știți ce fac. Își schimbă culoare. Și vrea să mă vândă. Și i-am iubit telefonul. Atunci am zis, slăvit să fie Domnul, slavă, știe tot. Amin! Aleluia! Eu aș să rămân aici, că nu știu ce să vă mai spun, că sunt multe de spus, sunt foarte multe de spus, 22 de ani și nu vreau să vă rețin mult. Dar într-o zi am să fac să fie o mărturie în YouTube ca să vadă toată lumea. Amin! Domnul să vă binecuvânteze. Amin.